sunt în acel punct în viața mea în care trebuie să decid pe care drum să merg. Fet. Și asta e o opțiune, nu? Sau fit. Asta te scoate din zona de confort și cere muncă. Lene sau muncă? Hai să lucrăm împreună! Bine ai venit pe canalul meu! Pe acest canal, în perioada aceasta, eu îmi construiesc un jurnal al propriei mele transformări. Dar să începem cu începutul. În mare am să spun așa câteva lucruri ca să știi de unde a început toată povestea asta. Întotdeauna am avut probleme cu greutatea. De când eram mică, am fost puțin mai pufoasă, dar undeva la 18 ani m-am îngrășat în 6 luni 30 de kilograme. Am intrat în clasa 12-a cu greutate și când mi-am dat bacul, aveam 30 de kilograme mai mult. A fost un șoc pentru mine, nu am acceptat niciodată acea situație și am început să lupt cu această maladie. Știu că este un cuvânt greu, dar așa este. Este, după părerea mea, o boală. Și cel mai frumos lucru este că tratamentul este aici, în mâinile noastre, a fiecăruia dintre noi. Acum 8 ani de zile am cunoscut o persoană foarte importantă în viața mea, care mi-a oferit posibilitatea să intru într-o comunitate unde să învăț cum să mă alimentez sănătos, să am grijă de mine și am luat acea oportunitate cu brațele deschise și am slăbit 35 de kilograme. Aceea este poza pe care am arătat-o puțin mai devreme. Aici sunt eu la 24 de ani, cu 97 de kilograme și singura fericire a vieții mele, ca să nu vorbesc de lucrurile triste, era că sunt mămică și că am reușit să alăptez. Iar aici sunt eu un pic mai târziu, 30 de kilograme mai puțin și deja simțeam că toată lumea este la picioarele mele și că sunt un om împlinit, mă simțeam bine, aveam creșterea mea de sănătate, era mult mai bună. Voi detalia toate aceste lucruri despre cum am îngrășat, despre cum am slăbit, despre cum am îngrășat din nou într-un alt video, dar astăzi vreau să explic ce urmează să facem. Am recrescut în greutate în momentul în care am rămas a doua oară însărcinată. Clar, în timpul sarcinii, multe dintre noi luăm în greutate și cumva era de așteptat ca o persoană care a suferit de obezitate morbidă la un moment dat, în timpul sarcinii, să ia în greutate. Acolo se întâmplă niște schimbări hormonale, în fine, nu intrăm în detalii. Am vrut să slăbesc chiar un pic, da, după sarcină, dar nu suficient cât să ajung la forma inițială. Bine, nici nu am luat foarte multe kilograme, adică nu am auzit la 97 niciodată. Iar acum, pe perioada aceasta de izolare, de pandemie, de carantină, de stare acasă, evident că multe rutine pe care le aveam au fost schimbate și asta a dus la un plus de 10 kg. Practic, din martie anul trecut până în martie anul acesta, de fapt până în decembrie, până în ianuarie anul acesta, am pus pe mine 10 kg. 10 kg pe care sunt convinsă că le voi da jos. Și cu cele 10 pe care le-am pus în sarcină, uite așa, avem 20 kg de slăbit și le vom slăbi aici,